Trebuie să încep, nu din motive protocolare, să subliniez inițiativa să felicit pe cei care s-au gândit să comemoreze astăzi pe deputatul și o spun, nu în mod gratuit, pentru că este o dovadă a faptului că n-am uitat să știm, să ne prețuim bărbații, să ne prețuim valorile. Pentru că din greșeală, sau poate că în mod voit uneori, uităm să-i prețuim când sunt în viață și așa cum spunea profesorul Petrețurlea, ar fi bine să îi prețuim atunci când sunt în viață. De multe ori ne aducem aminte și la mormânt spunem câteva cuvinte frumoase și după aia îi dăm uitări. Iată că astăzi, prin ceea ce se face aici, la centrul care poartă numele marelui istoric Florin Constantiniu, dovedim că nu-i uităm și trebuie să-i păstrăm în suflet, în simțire și să spunem generațiilor viitoare cine au fost și ce au făcut. Nu l-am cunoscut pe Gheorghe Buzatu chiar în 1960, cum spunea domnul profesor Curtu, dar l-am cunoscut cu mulți ani în urmă. Am fost alături de el mai bine de un deceniu și alături de profesoara Cheptea, prezent aici, la Facultatea de Istorie din Craiova și la școala doctorală de acolo. Și l-am cunoscut și ca dascăl, ca cercetător, ca istoric, ca om. Vreau să spun că am și scris în legătură cu acest lucru, consider că Buzatu a creat o operă. Dar opera lui istorică este întemeiată pe mărturia documentelor de arhivă. De aceea dăinuie opera lui, de aceea nu poate fi atacată și, într-adevăr, domnul Țârlea spunea că nu va putea fi atacată și pusă la îndoială această operă. A studiat, poate mai mult ca nimeni altul, arhivele, și nu numai arhivele românești, arhivele din America, arhivele din Rusia, arhivele din Franța, din Anglia. Și pe temeiul acestor documente, el, pe aceste documente le-a pus în slujba adevărului istoric. De altfel, și vreau să citez din niște aprecieri ale sale, referitor la acest lucru, zice, este necesar a te apleca asupra trecutului acestui neam, punând în lumină atât capitolele fericite, dar și cele sumbre nedemne. Trecutul, temelie sigură a viitorului, trebuie cunoscut așa cum a fost, iar nu așa cum ne-ar place într-un moment sau altul al evoluției noastre, după cum bat vânturile, ne dictează interesele, ori schimbă politicienii culorile. Și pentru că s-a plecat asupra acestor documente de arhivă, Buzatu a putut să combată și în fața lui au părit acei pseudo-istorici care au încercat și încearcă și astăzi să mistifice istoria noastră. Iată o altă apreciere a lui Buzatu referitor la acest aspect. Numeroși istorici închipuiți sau sociologi, filozofi, literați, care nu au întârziat, fapt inadmisibil, să se lanseze cu teorii abracadabre, ori să pună în circulație scenarii aproximative și chiar false ale trecutului, manifestări care, netăgătuit, trebuie inventariate și dezvăluite. Pentru că, numai așa, spunea mai departe Buzatu, eforturile conjugate ale unor pseudospecialiști de a colecta trecutul potrivit unor tendințe extraștiințifice actuale și reintroducând principii, teze și dogme precum în anii stalinismului pot fi înlăturate. Vreau să spun că Buzatu și era un foarte, foarte frecvent cercetător la sala de studiu a Arhivelor Naționale, prezent mereu acolo, de multe ori, dădea telefonul la sala de studiu și spunea, bre, pot să vin și eu până sus? Și acolo împărtășea cu mare, mare satisfacție, cu o bucurie extraordinară, ceea ce mai descoperit în documentele de arhiv. Dar el a fost un împătimit al arhivelor și nu numai prin cercetarea și cum era în valoare. Vreau să spun un episod, mai puțin, poate și un foarte puțin în cunosc. La 10 ani, după ce profesorul Sculptu reușise să
treacă și prin Parlament legea, deocamdată în vigoare, legea Arhivelor Naționale din 16 aprilie 1996, la un deceniu, a trebuit să prezint un nou proiect de lege actualizat, în sfârșit îmbunătățit și dezvoltat, așa cum erau văzut și de vreme, și eram cu el în Senat. Acolo, normal, că era vorba despre o nouă lege a Arhivelor Naționale. Din nefericire, niște conaționali de-ai noștri au venit cu ideea să nu mai se numească Arhive Naționale, să le numim RAP, Rețeaua Arhivelor Publice. Vreau să vă spun că au fost unii oameni care au luat o atitudine extraordinară și au demolat această teză anacronică. Și printre cei care au luat poziție, seniorul, să zic așa, cu curajul, nu discutați nimic cu dânsul înainte de asta, Ionescu Chintus, dar mai cu seamă acuzatul, care a făcut să pălească și să nimicească și această teorie. De aceea spun și închei cu aceasta, cred că prin tot ceea ce a creat și mai cu seamă vizuindu-se pe adevărul istoric oferit de măturile documentare ale timpurilor, Buzatu a făcut această operă, a creat această operă istorică și prin ea va rămâne pentru totdeauna în istoria neamului nostru. Vă mulțumesc! Cine mai dorește?